acum vreau să te provoc la un scurt Q&A. Pentru început vreau să-mi spui trei lucruri fără de care nu pleci niciodată de acasă. Depinde unde plec. Bună! Da. Bună! Niciodată, pe care le iei peste tot cu tine. Oriunde te-ai duce. Oriunde m-aș duce? Camera foto? Da, sunt pasionată, ca o paranteză. O carte. Și căștile. Și telefonul, bănuiesc, că nu mai putem fără telefon în ziua de azi. Da. Ești pasionată de fotografie, spuneai. Da. Și ce îți place să fotografiezi? Portrete. Îmi plac foarte mult oamenii, expresia lor, emoțiile lor. Îmi plac foarte mult instantaneele. Atunci poți să cuprinzi cu adevărat esența omului. Și ieși așa să te plimbi și fotografiezi random persoane pe stradă? La noi e puțin dificil. Lumea nu agrează atât de mult stilul ăsta. Okay. Să zici că în afară nu e nicio problemă. La noi e puțin cam greu. Depinde foarte mult de perioadă, că cu două antrenamente pe zi nu e să fac asta. Îmi fotografiez foarte mult colegele, da, și prietenii, familia. Da. Spune-mi trei persoane pe care le-ai luat cu tine pe o insulă pustie. Trei persoane pe care le-aș lua cu mine pe o insulă pustie? Bill Gates. Te-am surprins? Da. Da? Da. O prietenă? Foarte bună. Și... al treia, nu știu. Dar de ce l-ai luat pe Bill Gates? De ce? L-aș lua pe Bill Gates? Da. Bill Gates are o colecție foarte veche a lui Leonardo da Vinci, care cred că a costat undeva la 30 de milioane de dolari. Mie îmi place foarte mult de Leonardo da Vinci și aș vrea să-l întreb și sunt multe. Îl urmăresc, da. Spui că ai avea timp pe acea insulă pustie să... Da, aș avea mai multe, de fapt. Da. Să stai așa la discuții cu Bill Gates, am înțeles. Deci e persoana pe care din toată lumea asta tu ai vrea să o întâlnești? Bill Gates? Dintre una dintre. Uh-huh. Una dintre. Ce îți place să faci în timpul liber? Mi-ai spus de fotografie, dar bănuiesc că ai și alte hobby-uri. Da, sunt pasionată, îmi place foarte mult arta. Da. Acum îmi pare rău, anul acesta a fost nebun. Îmi plac foarte mult și participam la diferite galerii de artă, la diferite expoziții și tot. Acum, cu regulile, oricum nu m-am expus. Am încercat cât de să mă feresc foarte mult. Da. Sunt pasionată de cinematografie, de teatru, mai mult de teatru, de fapt. Îmi plac foarte mult. Și înainte de pandemia asta mergeai destul de des la teatru, mă rog, cât îți permitea timpul. Da. Sunt anumite lucruri care mă relaxează și îmi dau o stare de bine. Spectacolele live, la fel. Chiar atunci când m-ai întrebat de cele trei persoane pe o insulă pustie, cred că aș putea adăuga la a treia persoană formația mea preferată. Cine este? Subcarpați. Ai auzit? Da. Da, este formația mea preferată. Spune-mi, care este mâncarea ta preferată? Nu am mâncare preferată. Sunt adepta lucrurilor noi. Adepta de a încerca mereu lucruri noi. Sunt persoane care nu mănâncă dacă nu arată bine, de exemplu. Încerc, uh-huh. Neapărat încerc. Da. Chiar dacă vizual nu este ok, dar încerc. Spune-mi, dacă nu ar fi fost handball, ce ai fi făcut? Nu știu, variante cred că erau destul de multe, mai ales că pe partea asta artistică o urmăresc și îmi place. Nu știu, m-am gândit de multe ori și încă nu am găsit un răspuns și nu aș vrea să mă gândesc. Deocamdată handball-ul este prioritatea mea și dragostea mea. În final te rog... un mesaj pentru suporterii echipei naționale. Este foarte greu să joci cu sala goală. Foarte greu. Suporterii României au venit în Japonia după noi, după echipa națională,
și număr destul de mare. Jucam anul trecut în Japonia și s-auzea România în orice sală. Și când te uitai numai asiatici, puține persoane de la restul echipelor. Și când te uitai așa, jumătate de tribune era România și cu tobe și senzațional, senzațional. E dificil să joci fără suporteri, fără aportul lor. În sala e goală, nu se aude nimic. Sala trebuie să vuiască, să se audă efectiv. Când ai un gol, chiar și atunci când faci un lucru greșit sau ratezi, sala, fără să-și dea seama, mă refer la suporteri, au, cum să zic, un oftat. Crede-mă, și oftatul ăla îți face bine, că te gândești că nu mai. Te împinge cumva de la spate, nu? Da, bineînțeles. Și care este mesajul tău pentru suporteri acum, înainte de acest turneu preolimpic? Îmi doresc în continuare să aibă încredere în noi, să ne susțină chiar și din fața televizoarelor, contează, am primit și la acest campionat nenumărate mesaje de felicitare și încurajări. Și sperăm și pentru ei să facem o figură frumoasă. De fapt, nu sperăm, ne dorim. Mulțumesc mult de tot, Lorena, pentru că ai acceptat invitația mea. Eu îți doresc mult succes în continuare, să te faci bine, să faci mulțumesc. Piciorul la bine, da? Să funcționeze cum trebuie. Și să aveți un rezultat cât mai bun la turneul preolimpic și să ne vedem cât mai sus. Da, Doamne ajută, doresc foarte mult.